Ok, haideți că am ajuns înapoi la cei de la Aisen, adică Dualstor. Am ajuns să testez o bicicletă de la ei, electrică. Hai să vedem cum se comportă. Ia să vedem. A, uite, are și accelerație. Super. Și e confortabilă. Bine, se compară cu bicicleta de la Marius. Mi bicicleta pentru că asta este mai mare, dar na, e o bicicletă până la urmă, nu? Și faptul că are amortizare pe spate chiar ajută. Iar pe partea de asistență, nu are asistență. A, uite, are și asistență. Deci, pe total este foarte tare, se simte confortabil. Repet, puteți să intrați pe site-ul de la Isen și să vă uitați. Toate puteți să vă mergeți și la Evomag, la fel să testați produsele pe care le au. Și e foarte tare bicicleta asta. Vedeți și voi că am aici o pungă, am ceva greutate. Aici nu știu dacă arată și viteza. Dar arată și viteza. Și e cu cheie totul, ca la scooter. Deci chiar îmi place foarte mult. Cam așa arată bicicleta. Hai să o închid. Da, și noi tocmai așa. Da, era cu bicul, așa. Aici mi-a făcut bicicleta de ca să înțelegeți de ce e așa de confortabilă. Ea are și amortizor pe spate. De asta e așa de confortabilă. Are aici e bateria care se poate scoate oricând sau se poate lua în casă pentru încărcat. Deci e construcție inteligentă. Mulți spun bateria aici, e o mare chestie nașpa. Eu am pus-o aici, care e destul de tare. Amortizorul plus șaua care are amortizor. Da? Și e confortabilă. Farul față spate. Și încă o dată Aisen Dual Store. Hai să vedem ce mai au pe aici. La fel al model de bicicletă electrică. Dar aceasta are, spre deosebire de cealaltă, are bateria integrată în cadru. Cum este la bicicletele mai scumpe sau high-end. Iar aici este încărcător bănuiesc. Da, încărcător.